Salut și am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi suntem la episodul numărul 13 din cariera noastră frumoasă cu Manchester United. Ține minte din episodul anterior că am trecut cu greu peste AC Milan, o echipă foarte, foarte puternică, ne-a pus foarte multe probleme, însă am reușit să o batem. În continuare vedem că următorul meci este contra cei de la Leicester City în semifinalele Emirates FA Cup. Însă înainte de chestia asta, avem și jucătorul lunii. Și jucătorul lunii, din câte am văzut din comentariile voastre, l-am observat instant pe Kylian Mbappé, care da, a fost foarte crucial la echipă, care ne-a ajutat extrem de mult și chiar merită un nou playstyle. El are momente față Quickstep Plus, fine și a tiki-taka rapid, flare, press, trivela și acrobatic. Playstyle-uri foarte, foarte bune și multe. Haideți la roata să vedem ce mai pică. E bine, am pregătit și roata pentru diferite planuri. Hai să vedem totuși ce pică lui Kylian Mbappé. Avem aici 7 variante. Avem Power Shot, Pigment Pass, Incisive Pass, Technical Trickster, Power Header și First Touch. Hai să vedem ce pică totuși. Și se învârte, hai să vedem ce pică și este Incisive Pass, nu? Da, ok, ok. Și Incisive Pass, destul de bun și Incisive Pass. Nu se ia mult pe un mijlocaș, dar se potrivește și la el. E bine, și acum, după cum vedem, are Mbappé Incisive Pass. E bine, trecem mai departe și vedem că manager rating-ul este destul de scăzut și nu înțeleg de ce. La obiective aici se pare că nu am reușit să facem niște obiective și este o problemă. Signed two players from the same nationality as a club, nu am reușit și nu prea putem să mai transferăm jucătorii. Și la Young Development, da, nu prea avem timp de chestia asta. Și aici la Domestic Success, Premier League, zic că reușim, Emirates FA Cup, cred că reușim. Și o să vedem al treilea dacă reușim, de-aia zic că ne surcăm. Deci împreună cu Domestic Success, eu zic că o să ne crească manager rating-ul. E bine, după cum am zis, următorul match este contra Leicester City, este în Emirates FA Cup și avem nevoie de acest trofeu. Echipa lor este chiar și de bună, este o studiu ușoară de înfrânt. Însă totuși, hai să vedem, poate cine știe ne surprinde. Echipa asta este cam obosită și eu să vreau să fac niște schimbări, pentru că, da, ne cam trebuie jucători care să iei odihniți. Așa că îl vom mânca pe Mbappé, left-winger și pe Højlund, striker. Haideți să intrăm în meci. E bine, și se pare că începe meciul versus cei de la Leicester City în Emirates FA Cup, însă în finale. Hai să vedem că reușim să-i batem. Foarte bine, Mbappé pasă bă la Højlund, Højlund șutează, însă bară, ce aproape să marcăm aici, Virts, nu reușim, apără portarul, incredibil. Bine aici, pasa către Højlund, bine aici, Højlund s-a dus foarte bine, șutează bară gol, mă, bine mă, Højlund, mă, ce fază bună creată, pasa foarte bună de la Dalot, dacă nu mă înșel, ce pasă bună la Højlund, însă și ce bun șut. Ocazie bună pentru cei de Leicester City, incredibil, ce pasă bună, n-am avut ce să fac, efectiv, n-am avut ce să fac, cât de bine s-a dus acolo Inacio, dacă nu mă înșel, face Leicester City 1-1. Ocazie bună pentru Leicester City. Hai să vedem ce face. Trece foarte bine. Pasă bună la Ienaciu. Bine acolo. Neuer. Ce bine ne apăr Neuer. Foarte bine aici. Højlund. Pasă bună la Mbappé. Mbappé. Un power shot foarte bun, mă. Bine, mă, Kylian Mbappé. Facem 2-1. Bine, mă, Kylian. Revedem faza foarte bună aici. Pasa de la Højlund la Mbappé. Și Mbappé cu un power shot direct în plasa adversarilor. Ocazie de corner pentru cei de la Leicester City. Hai să vedem acum o centrare destul de bună. Însă ce bine acolo. Respinge Lindelof. Minge la Mavididi, Mavididi șutează, însă apără Neuer, mă, bine mă, Neuer. Bine, aici centrarea înspre Højlund, Højlund, du-te Højlund, du-te, nu te oprește nimeni, șutează, nu pot să cred, nu pot să cred, bă, Højlund, bă, cum mă să ratez din fața porții. E bine, și se termină meciul, reușim să-i batem pe cea Leicester City cu 2-1. Merge destul de greu, n-am ce să zic, merge destul de greu, deși am avut destul de șanse. Însă din cauza lui Højlund, care nu prea a prins multe meciuri, ne-a încurcat puțin. Însă trecem mai departe, asta contează. Întrerup pe acest videoclip maker ca să vă reamintesc că peste 69% dintre voi nu sunteți abonați. Și vreau să vă spun să vă abonați, să dați like și să activați clopoțelul. Și următorul target al nostru este de 10.000 de abonați. Vă las în continuare cu videoclipul. Următorul meci este contra cei de la Sheffield United, un match destul de ușor, nu am ce să vă zic. Și acest match clar o să îl simulăm. Îi dăm un quick sim și hai să dacă reușim cu 3-1 să batem pe Sheffield United. Mbappé, Garnacho și Mount marchează. Următorul match este contra cei de la Burnley, un match iarăși ușor, așa că o să-i dăm quick sim și la acest match, să sperăm că nu pierdem. Și se pare că îi batem cu 2-0. Ratează acolo pe penalti un jucător a Burnley, însă la noi marchează Martinez cu Garnacho. E bine, și următorul match este contra cei de la Bayern München,
în semifinalele UEFA Champions League. Un meci foarte, foarte greu. Dacă peste AC Milan a trecut greu, sunt sigur că peste Bayern o să trecem foarte greu, dacă o să trecem. Însă vedem că totuși n-au un portar așa de bun, pentru că noi am luat portarul. Dar totuși rămâne o echipă foarte bună, cu Sané, Musiala, Partey, De Ligt, Harry Kane, atac. Da, arată foarte bine echipa. Totuși eu zic că o să ne scurcăm. Poate la pauză o să intre Højlund și Lindelof. Îi dăm totuși un play match și hai să vedem ce facem în turul semifinalelor contra cei la Bayern. E bine, și în ce meciu contra cei la Bayern în semifinale UEFA Champions League în tur. Hai să vedem ce reușim să facem. Foarte bine, aici pasă la Bruno Fernandes. Bruno Fernandes șutează, însă apără portarul, incredibil. Mbappe acum la balon, foarte bine trece De Ligt, poate continua. Mbappe se duce, șutează și marchează Kylian Mbappe, mă. Bine, mă, Kylian. Kylian Mbappe face 1-0 minutul 7, mă. Bine, mă, Kylian. Revedem această fază foarte, foarte bună. Kylian se duce înspre poartă, șutează un finesse foarte, un portar efectiv nu are ce să facă. Aici Mbappe vede pasa înspre Garnacho. Garnacho se duce foarte bine, continuă Garnacho. Du-te, Garnacho, intrare foarte mult la Rashford, Rashford însă nu nimerește. Bă, Rashford, bă, ce nașpa, fază bună totuși. Lovitură de colț pentru cei de la Manchester United. Hai să vedem, prinde mingea acolo la Garnacho. Na, nu reușește. Oh, este fault? Da, este fault, ok. Hai să vedem, o să batem cu Bruno, deși, da, hai să batem cu Bruno. Poziționăm destul de bine, eu zic că este bun. Hai să vedem, batem destul de încet. Mai apăsăm o dată? Na, ratăm. Bine, aici Bruno trece foarte bine. Bruno continuă, șutează, bară, incredibil. Deci incredibil cum a trecut, deși a dat bară. Bruno la balon, pasă bun la Kylian. Kylian are viteză, se poate duce singur. Kylian se duce, centrare. Nu, este șut, ok. Haide, nu, nu pot să cred. Ok, ok, nu, m-am încurcat rău acolo. Hai să vedem acum Florian Wirtz. Pasă la Kylian Mbappe. Du-te, Kylian, du-te, că ai uitat mai viteza. Centrare foarte bună la Rashford. Rashford cu capul, reușește Rashford cu capul, mă. Bine, mă, bine, mă, Rashford, mă. Bine, mă, Rashford, mă. Rashford înscrie al doilea gol. 2-0 se face pentru cei de la Manchester United. Revedem faza, foarte bine aici a plecat Kylian Mbappe, centrare foarte bună spre Rashford și Rashford cu capul reușește să marcheze peste portar. Ce fază bună. Ocazia foarte bună aici pentru Bayern, nu se ratează, apără acolo Neuer. Bine, aici pasă la Kylian. Du-te, Kylian, du-te, mă, ce să mai, mă. Ce să mai faci? Porșat! Trebuie să profit, trebuie să profit de fază, trebuie să dau gol. Asta este, am încercat. Hai să vedem un corner acum. Centrarea destul de bună la Kylian, însă... Opa, nu este portarul! Bine, mă, Kylian, mă! Bine, mă, Kylian! Bă, nu știam că e așa de bun cu capul. Bine, Kylian va pe marcază cu capul. Se face 3-0. 3-0 versus cel la Bayern. Revedem faza foarte bună, centrarea de la Bruno, ce-i drept, dar portarul n-am înțeles ce a făcut. Kylian, uite și tu cât a sărit, Kylian. Nu înțeleg ce a făcut portarul. Foarte bine aici, Rashford trece foarte bine, șutează și marchează. What? What? Ce șut puternic. Nu mă așteptam, ok, nu mă așteptam deloc să intre acest șut. Meciul lui Rashford, pe bune. Uitați-vă și voi la această fază, ce bine a trecut acolo. Un șut foarte, foarte puternic. Apără portarul, însă nu apără bine. Bară gol, intră până la urmă mingea. Ocazie bună pentru Bayern. Pasă la Goretzka și se pare că marchează până la urmă Goretzka. Wow, cum a reușit să marcheze, chiar nu m-a așteptat la pasa aia. Totuși este 4-1. Și se pare că se termină meciul, reușim să-i batem cu 4-1 în tur. Returul clar o să fie destul de ușor, cu 3 goluri avantaj. Următorul meci se pare că este versus cei la Crystal Palace în Premier League. Un meci destul de important pentru că vrem să rămânem destul de sus în tabelul ligii. Însă vedem că Virții este accentat. Hai să întoarcă e cea grav totuși. Și se pare că nu este absolut deloc. Într-o zi o să vie înapoi. Echipa lor nu este chiar așa de bună, putem să o batem chiar și fără Virți. O să-i dăm totuși un quick sim, îi dăm author place și hai să vedem că reușim. Și se pare că reușim să-i batem cu 3-2. Garnacho, Bruno Fernandes și Mbappe marchează. Iar următorul meci este versus cei de la Bayern în retur. Știm că în tur i-am bătut cu 4-1, i-am spart efectiv. Iar în al doilea meci o să fie mult mai simplu, zic eu. Echipa lor este în continuare destul de bună, însă nu este clar la nivelul nostru. Echipa asta este pregătită ca de obicei, Varane cu Rashford sunt obosiți, dar este ok. O să-i surcăm, îi dăm play match, așa că haideți să vedem ce reușim să facem. E bine, și în ce meciul versus cei de la Bayern, hai să dacă reușim să-i batem și în retur. Avem avantaj de 3 puncte, așa că haideți să vedem. Foarte bine aici centrarea la Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, bine acolo preluarea, șutează și se face 5-1 la general. 1-0 în acest meci. Kylian cu un gol fabulos. Foarte bine pasă la Kylian Mbappe. Kylian șutează, însă apără portarul. Oh, ce fault acolo, da. Vrem lovitura liberă, o vrem. Se pare că îi se dă și un galben lui Sané.
Hai să vedem dacă reușim să marcăm. O să bătem cu Kilian, cred că. Da, cu Kilian o să bat. Kilian o să dau un trivela. Hai să dacă reușim noi cumva ceva de genul. Hai să vedem. Destul de tare. Îi mai dăm o dată când e. Și... da, ok. Peste poartă. Bruno Fernandes, foarte bună pasă la Rashford, la Mbappé. Mbappé continuă foarte bine. Șutează de la distanță, însă apără portarul. Dalot foarte bine pasă la Rashford. Rashford șutează, însă apără portarul. Observ că șutele lui Rashford sunt chiar foarte, foarte puternice. Mai ales când o prinde pe stângul. Avem acum încă o fază, o să dăm aici aproape. Hai să vedem la Rashford. Rashford cu un power shot. Oh, aproape acolo să înscrie, însă nu reușește apropo portarul. Însă mai încercăm o dată, hai să ne reușim. Centrare foarte bună la Rashford. Rashford din nou, însă data asta este blocat. O ocazie bună pentru cel la Bayer. Foarte bun șutul lui Harry Kane, însă apără Neuer. O ocazie bună aici pentru Bayern și se pare că marchează până la urmă. Bayern se face 1-1 în acest meci, însă 5-2 la general. Foarte bine aici pasa de la Kane la Laimer și Laimer până la urmă reușește să înscrie. Kylian Mbappé are viteză, se poate duce singur. Du-te, Kylian, du-te, nu te interesează. Pasă foarte bună la Virț. Virț șutează, însă peste poartă. Foarte bună aici pasa la Virț. Virț se poate duce singur. Virț cu un șut foarte bun, însă apără portarul. Bă, apărat bine portarul, n-am ce să zic. Lovitură de colț din nou. Din nou o să încercăm la Rashford. Hai să vedem dacă reușim să marcăm pe la urmă așa. Și cu un parșa foarte bun. Nu pot să cred, m-am crezut că a intrat. Am crezut că a intrat, însă a fost peste poartă. Ocazie bună pentru cel la Bayer, foarte bine aici, Coman s-a dus, mingea la Harry Kane, pasă frumos la Goretzka, însă blochează Varane, mă, bine mă, Varane, incredibil cum ne-a apărat. Foarte bine aici, Goretzka pasă la Masraoui, centrare foarte bună, wow, ce bun cap de la Harry Kane, se face 2-1 acest match, ok, cred că o să ne bată în acest match, însă noi batem la golavraș cu 5 la 3 în continuare. Revenem faza, foarte bună centrare, chiar nu mă așteptam la Harry Kane și cu Harry Kane cu un cap foarte, foarte bun. O ocazie foarte bună din nou, nu pot să cred, ok, deja încep să mă panichez. 5 la 4 la general, Harry Kane reușește să marcheze, revedem faza, foarte bine trece aici Goretzka, dacă nu mă înșel. Incredibil cum a jucat omul ăsta, pasă la Harry Kane și Harry Kane cu un șut din nou puternic. Ok, se pare că trebuie să ne apărăm, ne băgăm în full defensive mod, nu mai atacăm absolut deloc. Mic neobișnuit, trage și noi puțin de minge aici, cum se face, ce să mai, centrare în partea aia și cam se termină meciul, reușim să câștigăm, îi bate cu 5 la 4 la general. Era să ne întoarcă, dar prea târziu. Suntem în sfârșit în finala UEFA Champions League. E bine, și următorul meci este contra cei de la Arsenal în Premier League. Mai avem foarte puține meciuri. Mai avem 3 meciuri în Premier League, un meci finala Emirates FA Cup versus cei de la City și desigur finala Champions League care este versus Leipzig. Ok, ciudat, dar ok, presupun. Așa că probabil în videoclipul următor o să fie ultimul episod din primul sezon cu cariera cu Manchester United. Iar după cum v-am spus, acest match îl va juca în episodul următor. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul de like și să strângem cât mai multe like-uri. Să vă abonați în caz când ați făcut deja, să activați și clopoțelul. I-a fost Unreal Byte. Pa, pa, pa.